Este clar faptul că la bord s-au aflat 21 de persoane, dintre care 3 persoane sunt echipaj moldovenesc. Nu o să vă dau nume, nu e atât de important numele. Și s-a aflat 18 pasageri afganești, care aveau activitate în legătură cu alegerile care erau acolo. Elicopterul probabil că a fost dobărât de talibani. Într-o regiune ne se află foarte mulți kirghiși tăcici. Când a aterizat elicopterul, deci majoritatea pasajerilor erau vii, talibanii au atacat cu arme de foc și au ucis. Presupun că este o singură persoană, 3 persoane sunt decedate. Informații mai detaliate, o să avem ceva mai târziu,